vă rog frumos, dacă vreți să propuneți un președinte de ședință. Haideți, domnul. Propun pe doamna Scorțan. Doamna Scorțan, vrei, nu vrei? Pare rău. Cine este pentru alegerea doamnei Scorțanu? Felicitări, Madam Cruz. Cred că suntem suficient ca prezență, suntem statutari, deci putem începe. Pentru început, vă propun să spunem la vot procesul verbal a ședinței din 16-12-2019. Au fost aici. Cine ați luat, cred, la cunoștință? Cine este pentru? Deci, se aprobă. Trecem la ordinea de zi, cred că o să luăm punctual, nu o să citesc. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2019 din excedentul anului precedent al bugetului local, inițiator primar al Budiana Narcisa. O să vă prezinte doamna contabil, despre și la punctul 1 și la punctul 2, o să prezinte doamna contabil și o să intervin și eu. Punctul 2 e proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de anul 2020, inițiator primar al Ludiană. Da. Vă rugăm să fiți atenți, ca să știți ce vorbim și așa, ca să nu spunem că nu s-o auzi sau nu s-o știu. Da, vă rog, fiți atenți, e vorba despre buget, da? După cum știți, în prima ședință din următorul, din nou an calendaristic, se aprobă închiderea exercițiului financiar al anului trecut. Anul financiar 2019 s-a închis financiar cu un deficit la secțiunea de dezvoltare de 1.370.849,77 lei, care se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, iar la secțiunea de funcționare s-a stabilit un excedent în sumă de 840.721 lei, care se regăsește în excedentul anilor precedenți. Deci, hotărârea la primul punct se aprobă acoperirea definitivă a excedentului secțiunii de dezvoltare și punctul 2 se aprobă preluarea excedentului secțiunii de funcționare în excedentul. E greu de priceput, dar astea sunt constrângerile bugetare. Bugetul are două secțiuni, una de funcționare, una de dezvoltare. Și de asta una are deficit, una are excedent. Asta era la punct. Da. Dacă nu sunt întrebări, înseamnă că suntem lămuriți și spunem la vot. Cine este pentru? Deci ce să înțelegem de aici, că din bugetul de 2020 se mai bagă bani și pentru... Nu, la sfârșitul anului 2019, secțiunea de funcționare înregistrează un excedent, adică au rămas niște bani, 840, care pe românești, care merg în excedentul anilor precedenți. Secțiunea de dezvoltare are deficit, care se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți. Deci acum sunteți lămurit, da. Rămâne s-o vota domnul ăsta, dacă se deci pentru punctul 2, bugetul pe anul 2020. Cine l-a? Conform legii bugetare anuale, am încercat construcția bugetului local pe anul 2020, conform resurselor preconizate a se încasa din impozite și taxe locale și celor care ni s-au alocat prin legea bugetară anuală. Astfel, veniturile bugetului local propuse pentru anul 2020 sunt venituri proprii 1.148.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit 576.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 4.909.000 lei,
cote defalcate din impozit pe venit 994.000 lei, sume alocate din sumele la dispoziția Consiliului Județean 569.000 lei, sume defalcate din TVA pentru plata salariilor asistenților personal 498.000 lei, sume defalcate din TVA pentru drumurile locale 389.000 lei, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale la învățământ 281.000 lei, sume defalcate din TVA pentru acordarea etichetelor de grădiniță 35.000 lei, sume alocate din TVA pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale 6.000 lei, sume defalcate din TVA pentru subvenția la încălzire pentru persoane cu venit minim garantat 90.000 lei, subvenții lemne la persoanele fără venit minim garantat 50.000 lei, venituri pentru salubritate, pentru serviciul de salubritate 700.000 lei și excedentul bugetului local al anului 2019, ceea ce spuneam că s-au acumulat așa, 3.769.000 lei. Toate aceste sume însumează un total de 14.014.000 lei care se repartizează la cheltuieli astfel. La capitolul administrație, 1.896.000 lei cheltuieli de personal, 772,5 cheltuieli materiale și servicii, 70.000 lei asistență socială, presupune contribuții pentru persoanele cu handicap neîncadrate, investiții la partea de la capitolul administrație, 544.000 lei. Sumă prevăzută pentru organizarea alegerilor locale, ce partea de cheltuieli materiale, partea de cheltuieli personal va fi plătită de prefectură, iar partea de cheltuieli materiale de organizare va fi suportată din bugetul local. Am propus o sumă de 70.000 lei, sunt buletinele de vot, toată tipărătura ce o să fie, plus organizarea secțiilor. Transfer persoane instituționalizate. Din Comuna Podu sunt niște persoane în instituții de asistență socială la nivel de județ Bacău și noi trebuie să lunar să virăm o contribuție care e în jur de 20 și ceva de mii de lei, total la an 300.000 lei. Poliția locală, cheltuieli de personal 345,8 mii lei, cheltuieli materiale 15.000 lei, la învățământ avem 406.000 lei cheltuieli materiale, e vorba de cei 281 care v-am spus alocați de ei, plus 125.000 alocați din bugetul local pentru finanțarea complementară, cheltuielile cu microbuzul școlar, naveta cadrelor didactice și alte mărunțișuri care trebuie să le plătim noi. Partea de asistență socială, etichetele de grădiniță și drepturile copiilor cu CES, 148.000 la investiții, vorba de fosa septică și ceva. La capitolul cultură, 109.000 cheltuieli de personal, 40.000 cheltuieli materiale, 861.000 parte de investiții. Asistență socială, salariile asistenților personale, indemnizațiile persoanelor cu handicap, 841.500 cheltuieli cu salariile, 572.000 indemnizația persoanelor cu handicap, asistență socială, cheltuieli cu subvențiile din încălzire, 140.000 lei, serviciu de asistență socială, cheltuieli de personal, 281.000 lei. La servicii de dezvoltare publică, instalație de apă, gaze, iluminat, aici avem 420.000 lei cheltuieli materiale și 1.040.000 lei pentru investiții. Aducțiunea apă, gaze și curent. La serviciu de salubritate, 700.000 lei cheltuieli materiale, ceea ce am propus să încasăm, îi propunem și la cheltuieli. La drumuri, 110,5 cheltuieli de personal, 1.070 cheltuieli lei cheltuieli materiale și servicii, investiții 3.591.000 lei. Și la Fondul Român de Dezvoltare Socială avem un proiect inițiat, 50.000, parte de investiții. Total cheltuielile bugetul local, 14.014, ceea ce am propus și la partea de venituri.
vis-a-vis de partea de investiții, doamna primară, să vă detalieze proiectele care eu vreau ce-mi să vedem aici. Da. Am să vă spun ce proiecte sunt în lucru și nu o să facem ceva de genul exact aceasta este, noi am propus o sumă, aceasta ar fi suma care se va duce probabil până la sfârșitul anului, pentru că de obicei nu se întâmplă așa. Când vorbești cu proiectantul, când ajungi pe teren și faci proiectul, sumele se mai măresc sau se mai modifică în funcție de fiecare ce treabă ar trebui să facă. Așa că o să încep prima dată cu... Avem modernizarea infrastructurii rutiere și aici este vorba de Prănești, da? Suma totală este de 2,075% valoare totală cu TVA. Este din bugetul local plus FADR. Este vorba de contractul pe care l-am semnat. Este a doua licitație pentru că nu au fost constructori care să vină și să lucreze, pentru că este un deficit de constructori, ca să știți, foarte mare și atunci avem ceva probleme din cauza acestui lucru. 20.100.000. Întrebați-mă pe mine, că vă spun eu, domnul Patrick, tot ce doriți. Am pierdut, am mai pierd, asta da. Nu pot să da. Eu vă spun și că cum este în lei pe, că nu avem nimic de ascuns, credeți-mă, că nu. Chiar sunt mai mult decât transparente. Drumurile, modernizarea drumurilor sătești, Comuna Poduri, este vorba despre acel PNDL care știți continuă și care este acum pe drum. Valoarea lui total a fost de 71 de miliarde. Din bugetul local, știți că am pus cât a fost? 3 miliarde jumătate din bugetul local, da? Aici intrăm din nou la finalizarea lucrărilor de la Căminul din Bușești. Total, valoare cu TVA 43 de miliarde aproximativ. Noi am pus 6 miliarde 900. Și mai avem o diferență de 3 miliarde 400. Acesta este depus la CENI, a ajuns deja, am primit avizul, trebuie să mergem să semnăm contractul ca să înceapă licitația pentru Căminul de la Bușești. Deci la Căminul de la Bușești, da. 40 de miliarde. 43. Așa. 43 de miliarde. Da. Cât a fost contribuția noastră și cât? 6 miliarde și nu, a fost 695.68. 0. 7 miliarde. Da. Sunt 4 ani că nu s-au băgat. Domnul Grigoraș, dacă mai comentați ceva despre politică și companii, vă spun că rog Consiliul Local să ridice mâna să vă dea afară. Pentru că știți că există și această posibilitate. Haideți să vorbim despre bugetul local, nu despre campanii. Noi vorbim despre oameni din Comuna Podu, știți ce se face acum, nu despre campanii. Dumneavoastră faceți campanii din mult timp pe drum. Acolo țineți-o. Vă rog frumos. Îmi cer scuze. Perioada de campanie. Da? Să nu... Da, tocmai atunci aveți dreptul. Deci am vorbit despre Bucșești, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat Cernu. Este partea bugetului local, este de 80,930. Știți că acesta este prin AFIR, prin proiect european. Ați scris, domnul Patrichei? Da. Nu vreți mai degrabă la urmă să vă dau chestia asta? Și... Da, cel mai bine. Dacă... Nu-i mai corect așa. Da, nu, dar mai să știți că mai e treabă, nu că trebuie mai copiatură. Dar nu, asta este a mea, nu este a comisiei. A fost ședința de comisie, a fost ședința de comisie. Da, deci nu costă. Da, exact, vă dau seama. Asta este ședința de comisie. Modernizarea compartimentului de servire al Comunei Poduri prin achiziționarea buldoi excavatorului. Noi am pus ceva bani. Știți că este tot printr-un proiect european. Săptămâna viitoare ajunge buldoi excavatorul, deci deja este dat comanda și trebuie să ne-l aducă. Cred că săptămâna viitoare ajunge. Modernizare drumuri locale prin CNI. Valoarea ar fi de 45 de miliarde. Vechi, vă spun, da? Acești bani nu dați din buget. Noi încercăm să scoatem acești bani prin Compania Națională de Investiții și aici sunt drumurile de la strada Nucării, Biserica Sfântul Ioan, drumul din DJ-117 pe Șopa și drumul de la Costel Albu spre Valea Șoșii, cele care le-am depus în primă instanță la un prim proiect
din PNDL n-au intrat atunci și acum să intre prin Compania Națională de Investiții pe situații de urgență. Mai avem centru multifuncțional Speranța, care poate să vă mai spună prin FRDS. Mă uit aici, suportat de la bugetul de stat, ar fi din bugetul 18.000 de euro, 47.000. Tot prin bani europeni, nu prin banii noștri. Modernizare, clădire cu destinații serviciu public de evidența populației, știți despre ce e vorba, să... este vorba de 2.200.000, este din bugetul local. Studii, înființare, rețea de distribuție a gazelor naturale, 2.800.000 din bugetul local. Am pus deja o parte din ei, pentru că a trebuit să plătim proiectul, deci proiectul deja este făcut. Extindere rețea de distribuție a apei potabile. Am pus aici 2.500.000.000, probabil că o să ne mai trebuiască ceva bani. Și vă spun de ce, pentru că sunt foarte multe zone unde nu este apă în comună, adică mai avem nevoie de extindere pentru anul acesta. S-a extins anul trecut la Cornet, partea de Cornet. Am vrea să facem extinderea și de acolo, de la Cornet, pe partea unde este biserica, da, până jos, ca extindere. Așa că suma nu o să fie aceasta, o sumă fixă, probabil în funcție de ce firmă vine și ce ne spune. Și la cer, nu am vrea să mai facem o extindere, să vedem unde putem să mergem, pentru că proiectul de canalizare merge mai greu și datorită acestui fapt, eu zic că să nu așteptăm chiar să vină până atunci, pentru că apa este necesară. Am pus din tot din buget o sumă de 7.000.000.000, dar și aici este așa estimativ. Încă o dată spun, acestea sunt estimative ceea ce punem noi din buget, pentru că e posibil să mai crească sau să mai scadă. Dar asta la timpul când ne apucăm de ele, atunci spunem, domnule, a mai trebuit atât sau nu. Este vorba de modernizarea drumului de la Lere, partea de acolo, de la Bușești. Modernizarea între... Noi am pus 7.000.000.000, acum nu știu dacă v-am spus, dar o să vedem atunci, pentru că ați văzut că pe, la Brănești a crescut destul de mult drumul ăsta din Brănești și încă n-am găsit, de bea acum am găsit o firmă care să vină și suntem și acolo au pus bani și afirul, nu numai noi, și de bea am găsit o firmă care să vină să facă, pentru că acolo unde sunt și gabioane, sunt și este mult mai greu de lucrat. Trec la următorul punct. Modernizare, să zicem, ca un fel de mini-piață, aici între clădirea veche a fostei primării și ceea ce am făcut la evidența populației, da? Ne-a rămas un spațiu de 10 metri și putem să, deasupra, să facem o, să închidem așa și să punem câteva tarabe, pentru că tot au fost discuții și în anii trecuți, că stăteau pe aici pe jos, dar nu numai pentru cineva care vine, și pentru a noștri. Aici am pus 1.500.000.000, iar este un pic, da. Bineînțeles, făcut cu parcare, frumos, cu făcut jos cu pavele, adică să fie ceva frumos, mai ales că este centru. Da? O să trebuiască să facem o strategie de dezvoltare locală, asta e vorba despre ceva strict, critic. Lucrări de amenajare, bazin, vitanjabil, școala general Nicolae Șova. Lucrări de amenajare, bazin, vitanjabil, locuințele de la Habitat. Unul este 70.000, unul este 58.000, deci astea trebuie să făcute neapărat. Și aici mai avem ceva, Mihaela, tu mi-ai dat cu partea, cu partea electrică, care mi-a trecut o datorie. Au rămas 2.500. La extindere de pe Făgădău au mai rămas 2.5 pe care trebuie să-i... Da. O să vă scoatem și pentru dumneavoastră toate astea așa cum este și vi le dau ca să le aveți dumneavoastră ca și încă o dată spun. Acestea sunt viitoare investiții pentru anul și din cele din urmă pentru care nu s-au terminat, trebuie să mergem mai departe. Se merge cu PNDL-ul și ați văzut că cel de pe 13 ianuarie, imediat ce s-a terminat cu sărbătorile, cei de la Rus Trans au venit și au început să facă lucrările. Se lucrează în continuare pe drumul acesta, se lucrează pe drumul de la ulița Lazar, care a fost făcut. O să înceapă și la dumneavoastră, la Cornet, acolo trebuie să înceapă să facă șanțurile. Ca și
la drumuri și Valea Șoșii. La Valea Șoșii deja drumul care duce de la școala Valea Șoșii, da, care duce în dealul Bujorii, deja a fost, am fost eu acum într-o seară, el a fost deja, am văzut măsurat, s-au dus și au făcut măsurătorile. Imediat ce o să termine drumul ăsta de aici, de la Biserica Sfântul Ioan, o să înceapă pe cel de la Valea Șoșii. Ca și alt proiect, dar la care noi nu trebuie să fim mari, este cel cu stratum. Mâine dimineață la ora 10 vine proiectantul, vine constructorul, mâine la ora 10 vin cei de la stratum. Firma care a luat și începe construcția drumului de la Buleni este firma Romoil. Da, nu știu, nu e o firmă din zonă, totuși. Da, e firmă de la Buzău, e o firmă serioasă, eu cu cel ne-am întâlnit întâmplător la o lucrare de anul ăla. Da. Deci pare a fi serioși. Acum, da, ce bine, depinde parte, de fiecare cum... Da, mâine semnat, deja contractul s-a semnat, mâine vin să spună când încep să facă lucrarea pe teren. V-am spus, săptămâna viitoare așteptăm și buldă excavatorul nou Caterpillar. Deja firma o să ne-l aducă. Ca și noutate pot să vă mai spun că săptămâna trecută am semnat avizul și autorizația de construire pentru TJ-117 Cernu până la Buda și încep cu cele 4 poduri, pentru că este normal să înceapă cu acele. Și am dat avizul și autorizarea de construire pentru podurile cele 4 care se duc spre Buda. Imediat licitația s-a terminat. Firma care a luat TJ-117 este tot Rustransul, care a făcut și la dumneavoastră acolo. Adică e o firmă serioasă, dacă se apuc de treabă, chiar fac. Deci nu glumesc. Vin cu autobuzul în comună și aduc oameni care lucrează. Da, la voi. E vorba despre drumul tău ăla care e foarte bine. Da. Alte investiții care ar începe acum... Iar un lucru foarte important, vedeți că pe timpul ăsta, acum cât au fost vânturile astea, tot s-a stricat lumina, dar nu numai asta cu lumina, că s-au strică pentru că este veche de acum și chiar începe să facă figuri, este de atâția ani, trebuie modernizat împreună cu domnul Mitrel. Din internetul ăsta, că nu iese de bolcizibli. Aici trebuie să sunați la firma internet. Asta nu prea ține din noi. Dacă nu mergeți fix... Nu, poate vă informa și... Nu, pentru că ăștia sunt fel de stat în stat. Noi trebuie să ne ducem. Ei 24 de ore prin stat. Trebuie să ne vorbim. Să vină. Noi trebuie să dăm o judecată să ne mai dăi bani înapoi acum. Da, pentru cine au fost. Asta să măresc chiar că am primit notificare. Da. Nu e nimeni sfânt. Toți măresc. Da, peste toți măresc. Dar noi nu iese din miercuri, toate da. Care aveam activitatea de azi. Da. Acum vreau să vă spun despre proiectul de iluminat. Facem un proiect de iluminat public cu firma Urbio. Au venit deja, au luat numărul la fiecare stâlp din comună. Va fi ceva nou și mult mai eficient față de cum este acum. Este vorba tot de bani europeni, nu din banii noștri. Cât era? 1 milion de euro, nu? Deci proiectul este de 1 milion de euro. În momentul în care apare și ghidul și așa, o să vă, în ședințele următoare, o să vorbim despre acest lucru. Dar ei deja s-au apucat pe teren și vor fi schimbate toate LED-urile astea galbene, vor fi schimbate și vor fi puse cum sunt alea pe Făgădău, știți, alea galbene, și altfel va fi, nu știu eu să vă explic exact, pentru că nu sunt de specialitate. Dar oricum consumul și tot eficiență ce mi-ai explicat, mai bună, da. Și plus și din consum. Deci amortizarea îți face 30 de vați, un bec cu LED-ul face 25 de vați, e enorm. Diferența. Da, amortizarea plus că amortizarea, nu plătim noi. Noi plătim numai 2% diferența. Deci ca eficiență, deci la noi e vorba de aceea diferență de 2% din proiect și restul, am spus tot prin bani europeni, că nu ne-am permis să dăm 1 milion de euro din buget, că nu avem de unde. Cred că cel puțin numai din ce sunt aici, sunt în jur de peste 20 de proiecte care sunt începute. Mă scuzați, modernizarea ar fi numai pe partea de iluminat public. Iluminat public, da. Doar adică nu modernizare rețelei... Iluminat public plus puncte de aprindere. Plus managementul... M-a întrebat ceva pe care nu pot să vă răspund că nu știu.
Mai sunt investiții, probabil vor apărea mai mici, mai mari pe parcursul anului, dar astea vom discuta la următoarele ședințe de investițiile pe care vrem să le facem. Le continuăm pe acestea pe care le avem. Eu o să mă bazez tot pe partea aceasta de infrastructură, pentru ca să începem, să terminăm, dacă tot am început cu asta, va fi partea de infrastructură. Investițiile acestea mai mici, o să mai facem investiții în școli, că este normal să facem investiții în școli, care să mai schimbăm din mobilierul de școli, să vedem și ce mai bine și ce, cum o să fie, pentru că trebuie și copiii să cam să vedem. Poate că sunt mai puțin și drept, dar cât avem să avem grijă de ei, da. O întrebare, dacă se mai poate, care mi-e de suflet la mine la cor. S-ar putea amenaja șanțele la intersecții de acolo spre biserică în timp? Dacă nu le-am îngrădionat acasă, e picot, partea dreaptă, vine apa când plouă, da, punem degeaba balastru. Sigur, putem avem și niște tuburi și niște, da. Păcat, merge toată lumea să duce la biserică, nu numai. Se duce da. Și la cununie, și la botez, și la naștere. Da. Haideți că acolo punem balastrul degeaba dacă nu modernizăm șanțul. Da, o să modernizăm șanțul, o să-mi... Da. Ideea ar fi următoarea, că în prima etapă noi am vrea să tragem apa acolo, până în Corentul Mare. Și după aia să facem șanțul în primul etap și să-i facem din pământ, să-i facem neferate, după care betonat, într-o fază următoare. Da. Betonați doar pe proiect, pentru că nu se poate să facem fără proiect, nu mi lasă, așa ne-am apucat. Am venit pe acolo la biserică, am văzut că este acolo la biserică. Nu este apă centralizată. Apa s-a oprit acolo, în colț, unde se termină asfaltul. La familia Dudă. Nu, este apă. Partea asta la altă. Este apă, cumva am înfrânați pe la Drobăvăț. Cornetul Mare are apă. Noi vorbim despre partea asta care e de la biserică. Exact. Și la biserică are apă la biserică. Asta e pus. Și la biserică este apă din acolo. Că două cămine acolo, un corentul mic, un corentul mare. Pentru că eu știu foarte bine că am venit la domnul Dospinescu acolo și s-au făcut lucrări de apă lângă Dospinescu, sau nu știu cum îl cheamă. Da, Dospinescu, la Olimpia. Da, da, acolo. Dar n-am pus acum câțiva ani când era domnul Gheorghiță. Nu, a fost începută din domnul Dobrovăț și finalizată când am intrat. Este acum. Deci Corentul Mare are rețea de apă până la trasă. Trasă cumva de la Curea. Nu este trasă pe, cum se zice, nu este trasă pe asta care vine de la... Este trasă pe altă parte. Este și secționează de apă. La Gheorghița la Curea, pentru că nu se lepte trasă. Da, da, biserica. De acolo și la atunci rămâne pe partea asta, facem numai șanțurile, că nu e nimic. Și-am terminat. La codicii probleme, stația de autobuz, decopertate toate, stația de autobuz. Da. Acum, după ce o să terminăm, nu puteam să luăm să facem niște lucruri până când nu avem bugetul, pentru că... La divers, mai discutăm și de stațiile astea, ca să trecem întâi, dar sunt o grămadă de probleme. Da. Dar încet, da. Nu mai știu cum ați... Da, o să, astea cu șanțurile, astea o să fie făcute pe întreaga comună, tot ce ține de șanțuri. Vă dați seama că la 100 de kilometri de uliță este foarte greu să te acuși de făcut, dar tot în același timp tot s-au făcut, altele s-au pus, unde s-au pus și tuburi, s-au luat, anul trecut s-au pus tuburi, unde s-au putut, s-au încercat să ducă balastul pe unde au fost cerințe. Da, dar ca să nu intrăm acum în treaba asta cu șanțul și cu... Este vorba despre... Vorbim acum despre aprobarea bugetului, da? S-a vorbit, a prezentat Mihaela tot ce ține de...
bugetul propriu, despre salarii, despre investiții, despre cheltuieli materiale și ce mai este acolo și ce am v-am prezentat eu aceste proiecte care sunt în lucru. Cine este pentru? Supunem la vot, nu? A, scuză-mă, Mariana. Nici o problemă. Cine este pentru? Se votează. Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Poduri pentru a realiza și întocmi raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Poduri pe anul 2019, inițiator primar al Budeanu. Aici este vorba dacă dumneavoastră sunteți de acord ca prin lege, bineînțeles, nu așa prevede legea, că eu să fiu cea care dă calificativul doamnei nota maximă. Secretar. Nu știu, mai vedem. Dacă ar fi de acord cu nota maximă, mai gândesc. Cine dă să nu-i de acord? Eu, ea nu-i de acord. Da. Este loc de mai bine totdeauna, sunt conștient. Am să spun două. Bine, acum, dacă sunteți de acord pentru, cu toate că Cristina a spus că doar să spun asta, am să spun câteva lucruri. Lucrăm de ceva timp împreună. Eu cred că își face treaba cu responsabilitate. Întotdeauna așa este loc de mai bine pentru oricine și pentru mine și pentru oricare dintre noi, pentru că nu suntem niciunul perfect. Nu o să-i spun acum că ce calificativ o să-i dau, dar eu nu am fost cea care am supervizat-o niciodată. Eu nu i-am cerut acte exact să văd cum o scris, ce o scris. Adică am încredere în capacitatea dumneiei de a face aceste lucruri. Mă bucur că atunci când există poate un lucru, o lacună, ceva din punct de vedere judiciar sau din alt punct de vedere, întotdeauna discută cu domnul jurist, discută cu mine și întreabă și pe cei care mai sunt în funcții, poate de mai mulți ani. Și mi se pare normal că și eu mai sunt la primar care sunt de mai mulți ani și întreb câte ceva, că n-ai de unde să te naști. Cu știință tot timpul avem de învățat și de perfecționat. Eu te felicit pentru activitatea de anul trecut, pentru că uite, suntem la început de an acum și prima ședință. Dacă domnii consilieri sunt de acord să mă mandatez pe mine să te evaluez, rămâne la... Eu după mine aș mandata două persoane. Anul viitor trebuie să mandatăm doi consilieri locali plus doamna primar. Anul ăsta e singurul an când... Deci rămâne așa. Deci anul viitor așa va fi. Supunem la vot. Punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2020, inițiator primar al Budeanu. Da, îmi gândesc eu. Conform comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică, prin care se comunică indicele de inflație, anul acesta, indicele de indexare paritate leu-euro este de 102,47 și este necesar calculării taxei de încheiere concesionare pentru anul 2020, conform clauzelor contractuale. Și ce anume? Tot așa, indicele de indexare 103,83, necesar calculării debiturilor contractului de încheiere concesionare pentru anul 2020, potrivit ca clauzelor contractuale. Două articole. Asta în fiecare an. În fiecare an, la începutul anului, se votează indicele de inflație. Deci asta este. Unul cât a spus? 102,47. Așa este, așa ne-a dat. 102,47. Așa calculează ei. Anul trecut era un pic mai mare, cum a fost. Deci rămâne aceeași ca anul trecut. Deci până la urmă, asta e ideea. Deci spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și încurunțetarea Comunei Poduri pe anul 2020. Inițiator primar al Budeanu. Da, am să vorbesc tot eu. Avem Alex. Da, am pus materialul și în comisia de... În comisie, așa, am pus la dispoziție și programul de măsuri.
Dar am să spun câteva cuvinte, ținând cont de prevederile ordonanței de urgență 21/2003 privind gospodărirea localității urbane și rurale, aprobate prin legea 515/2002, cu modificări și completări ulterioare, propune spre aprobare Consiliului Local obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Poduș și respectarea condițiilor de mediu. Și aveți, ați văzut, 24 de măsuri cu termen permanent majoritatea și cu cine răspunde de... Dacă vreți, miște punctul 20. Sancționarea celor care dețin locuințe în proprietate cu chirie a anexelor gospodărești a curților și împrejurimile acestora. Ce? Dar pentru ce, pentru ce se sancționează sau cum nu? Nu-i foarte clar. Sancționarea celor care dețin locuințe. E așa tot ce zice cetățenii. Păi, probabil aici e vorba despre sancționare în momentul în care este vorba din mediu, din mizerii, din astea. Să revină să o scrii. E vorba din frumusețare și de... Să scrii. Care nu așa se treaba. Deci se sancționează cei care nu iau măsuri. Da, da. Program de măsuri concrete privind îmbunătățirea activității. Se sancționează cei care dețin locuințe, da, și nu curăță, nu fac tot ce trebuie. Adică ele. Și care dețin locuințe în chirie. Formulate expresia altfel. Deci, dar vedeți că de la început, de formatarea cursului de apă. Deci ăsta trebuie reluat și scris ca lumea, clar. Da, și eu când am citit, am cam așa. Asta nu e scris românesc. Copia de undeva și... Primarea puțin. Da. În rest, asta nu... Da, bine, o să schimb. Da, să mai... Nu-i formulat, probabil, frața ca lucru. E greșeală, e redactare, probabil. Da. Nu, rest, cred că e clar. Mai aveți... Astea pot sunt fiecare an, aceste... Da. Astea cred, votăm în fiecare an, în luna ianuarie. În programul de măsuri, pentru frumos. Aici e discutat, nu? Sunt care au proprietăți, nu mai stau în comună. Păi da, dar tot proprietarii ești. Tot proprietarii ești, n-am văzut. Nu trebuie să-ți ai de gospodăria ta? Da. Nu. Dar, de exemplu, eu cunosc în zona mea acolo mulți care stau, de exemplu, în comuna Măgirești Ardioare. Da. Nu știu, vin odată pe an la proprietatea lor, nu vin. Bălăriile scrip casa pe ei. Da, dar au obligația asta de a curăța. Au, dar eu somar cineva, poate el nici da, nu știe că trebuie. Eu somar. De la corne a fost somată. De la corne care s-au pus, în primul rând că s-au pus tot timpul s-au pus anunțuri și s-au dat și înștiințări pentru toată lumea ca să vină să-și facă curățenii. Asta este prima. Am înțeles, anunțurile se pun. Și le-am văzut și eu pe... Bun, la noi, asta le vedem noi care sunt asta este ceea ce ne privește pe noi. Dar vreau să știu exact de la dumneavoastră care sunt acei proprietari și câte proprietăți sunt cu acest lucru. Vă rog să-mi faceți o listă. Eu îți aduc o listă cu proprietarii care știu pentru că dumneavoastră îi știți mai bine pentru că sunteți acolo. Exact. Și chiar vă rog frumos să veniți și că nu e nicio problemă. Să pot trimite acolo, eu sigur acei nu au fost chemați niciodată. Și aceia trebuie, în primul rând, că ei trebuie să vină să plătească impozitul pentru că își plătesc sau nu impozit. Cu bine, asta este... Da, dar este bine să știu pentru că în momentul în care vin să pot fi anunțat și că în momentul când plătesc impozitul. Dacă îți dai vede ce spunea doamna Patrici, la Moinești au votat colegii noștri acolo pentru cei care nu își întrețin clădirile și sunt clădiri multe, plătesc de 5 ori impozit. De 500 de ori sunt alții, dar ei nu plătesc ce trebuie. De 500%, deci de 5 ori impozit. Deci am notificat și când au venit nu știam ce fac pozi într-o zi. Și au filmat niște clădiri, pentru astea neîngrijite. La noi, da, într-adevăr sunt, dar la noi, cât clădirile, la noi ne interesează mai ales marginea între proprietatea privată, cum ar fi șanțul, de exemplu, astea, inclusiv gardurile. Vă rog să veniți cu o listă și o spuneți care sunt și vedem și discutăm. Acum am spart, nu mai știu ce mai are fiecare. Apoi, Dumnezeu, dar nu poți chiar să-i urmărești pe tăți. E greu și pentru... Comuna asta e înfiinsă pe 7 sate, e greu de urmărit fiecare parte, dar dacă de aici vine cineva cu o idee, de acolo cineva cu o idee, este foarte bine. Dacă e clar, spune-mi la vă, cine este pentru numărul 5? Mulțumesc.
Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul unei școli. Dacă vrei să citești pe 7 pentru că și punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de școlarizare pe universitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Podul. Inițiator primarul al Cuzianului. Da, despre abonamente știți, votăm un an. Iar despre solicitarea inspectoratului privind emiterea avizului conform, am pus la dispoziție notate fundamentale întocmită de Școala General Nicolae Șova. Pot să vă spun că rămâne la fel structura, ca și anii trecuți. Destul de clar. Sunt ceva întrebări sau... Deci putem spune la vot punctul 6 și 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a ACOR, inițiator primar al Budeană. Vorbesc pe asta. Este vorba despre a avea un audit intern, da? Și vă spun și despre ce, de ce este vorba despre asta. La ultima vizită a Curții de Conturi ni s-a spus să avem un auditor intern sau dacă nu să facem, să facem un contract cu un auditor pentru că asta este legea și chiar nu am avut altă posibilitate. Am scos anul trecut postul de audit intern pentru auditor intern. S-a prezentat cineva că aceste concurse dau la nota 2. Cum? Și la nota 2. A. S-a prezentat cineva la București, la ANFP, pentru acest post. A luat o notă mai mică și nu s-a putut, nu s-a făcut niciun fel de angajare. Și cei care au fost aici nu au fost... Ce posturi am mai avut? N-a luat nimeni concursul. Dar, acum am vorbit cu cei care sunt de la ACOR. Și acolo este să facem un, să facem un contract, iar să vină aceștia, vin acești auditori și supervizează aici tot ce ține de partea contabilă. Deci, în primul rând că este măsură, nu prea avem ce să discutăm, adică este o măsură dată de Curtea de Conturi. Pot să vedem care este suma pe care ne-o cer cei care vin cu auditul. Anul trecut erau 40.000, am impresia că anul ăsta este 60.000. Nu vă spun suma acum pentru că nu știu exact, trebuie să dăm întâi. Este vorba de doamna Hăineală. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră o știți, ați auzit, poate chiar dintre dumneavoastră ați și lucrat cu dumnea ei. Doamna este cu acordul și sunt 80% din comunele care fac auditul intern, fac cu doamna și este foarte bine pentru că în momentul în care Curtea de Conturi o să vină din nou, preia aceste lucruri care tot ce este de tot ce doamna va fi și va face, aceștia îi preiau și le nu o să mai fie așa mare chinul pe capul contabilului și pe capul celorlalți să prezinte. Prezintă auditorul și atunci este mai simplu. Deci, în primul rând că este măsură, v-am spus că am scos postul, nu s-a ridicat nimeni la înălțirea. Este un post destul de greu, acest post de auditor, ca să poată să-l dețină într-o comună, să fie cineva, ar fi foarte bine, dar uitați că n-am avut posibilitate să vină cineva. Cine este pentru? Votăm. Cine este pentru? Da, domnul Patrick, spuneți. Și deci noi suma nu se știe. Nu știu, trebuie să discutăm, o să discutăm. Ori 40, ori 60, cam așa știu eu. Deci de la celelalte, dar acum nu votăm suma, că nu asta e ideea. Votăm despre faptul că trebuie să avem auditor. Nu personalizată, pe care... Asta ce studii trebuie să aibă? Este o firmă care... Ce studii trebuie să aibă? Studii economice, studii de audit, trebuie să aibă vechimi și studii foarte mari. Nu i-a scris nimeni până acum? S-a scris și a luat nota 2. Deci un post? Da. Am înțeles că de azi și până pe 13 este iarăși un concurs. Azi pe 10 a doua. Da, nu este concurs, e promovare. Deci trec pe o altă treaptă, colegii noștri care sunt la un grad superior față de cel avut. Am văzut niște etape acolo.
asta e de concurs. Ei, așa este. Fiecare, deși eu și altul și toți care așa au ca să promoveze. Deci revenim la punctul numărul 8. Dacă nu mai aveți întrebări, să punem la tot în cauza ședinței. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Haideți ca să mă scuz un pic, dar este 9, 10, 11 și 12. Sunt toate și să le coroborăm, pentru că o să prezinte domnul Mitre. Am mai dat odată aceste hotărâri în decembrie pentru Centrul Speranța de la Cernu și acum a trebuit să mai dăm pentru că au schimbat un pic ceva la lume. A apărut un corigendum la ghidul de finanțare și au făcut ceva modificări în ceea ce privește hotărâri de consiliu local, dar în special deci, este vorba despre același lucru. Că noi... Nu, ai să vă spun eu ceva, nu a apărut nimic la bani, deci doar la nume și la... Da, dar și formularistică e vorba de înființarea acelui centru care va avea loc la, la Cernu acolo, realizarea unei construcții și activități gen after school pentru copiii din comuna Cernu, pentru cei cu diferite, cei care buces, pentru copii de etnie romă, pentru copii care au părinți pe casă în străinătate, cu cei care au anumite, au posibilități mai reduse de, de învățare. Ați văzut și, de... și aici la partea de investiții, este prin fonduri europene, nu țin din noi. Dezvoltare socială, da, deci mare parte din sumă vin de la, de la fond, de la fondul român. Dezvoltare socială, noi punem numai 60.000, diferența până la 1 milion de euro o, pun, o pune finanțatorul. Deci, repet, noi am aprobat chestia asta în decembrie, vorba de o reașezare a condițiilor în interiorul hotărârilor de Consiliul Local, minim în plus. Deci, totuși, să le dăm citire să știți care sunt hotărârile. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea accesării și implementării apelului numărul 4 de dezvoltare locală finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, proiect denumit Centrul Social Multifuncțional Speranța, acord inițiator primar al Budiana, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiție Centrul Social Multifuncțional Speranța, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție construire Centrul Social Multifuncțional Speranța și proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului Centrul Social Multifuncțional Speranța, inițiator primar al Budiana. De asta, punctele 9, 10, 11 și 12. Întrebări? A fost destul de clară situația, deci suntem la vot. Punctele 9, 10, 11 și 12. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiator primar al Budiana. Vreau să dau eu câteva explicații. Să iau de la început, această contribuție la economia circulară este cumva impusă de legislația europeană și constă în model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialului și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. În practică, acesta implică reducerea la minim a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară. La rândul nostru, ca legislație care reglementează această situație, sunt prevederile anexei 5 OUG 74/2018, articolul 9 aliniat 1 din OUG 196/2005, articolul 16 din ordinul 109/2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciilor de salubrizare. În acest context, valoarea care la 2000, la 1 ianuarie 2019 era 30 de lei pe tonă, acum, pentru anul 2020, este 80 de lei pe tonă la tona de deșeu colectat. Vă mulțumesc. Mulțumim. Întrebări? Mulțumim. Cine este pentru?
Deci va fi un pic discumpire. Da. Pe tot. Am înțeles. Cum este scumpirea la Voloaică? Te-am întrebat, știți că am votat la Da, cel tabel este de la începutul contractului, a fost prevăzut, deja nu ține de noi acum să nu mai acopăm sau nu, pentru că deja ești toată lumea... Contribuția economiei a fost impusă prin lege. Cred că e destul de clar. Supunem la vot. Nu se poate reveni la metoda de a achita fiecare cetățean în funcție de cantitate care o predă. Asta necesită implicare în mod direct a ADIS-ului, privind modul de colectare. Pentru a schimba modul de colectare sunt necesare investiții vis-a-vis de această chestiune. Sunt în discuții, dar mai greu de realizat. Da, am înțeles că ar fi ceva, o două localități prin județ care... Sunt localități prin județ. Deci, parcă, Târgu Ovna sau și... Da, am văzut și eu... Târgu Ovna, Sibiu și Muncuna, care e lângă și Cântărești. Da. Altfel, în sate, cei care sunt noi au alte... Nu, dar domnul Starparu zice din cadrul ADIS. Din cadrul ADIS. Este Târgu Ovna și... Târgu Ovna și încă ceva, m-am dus de trecut. Au o chestie de asta, aș făcut în gen de... Proiect european au accesat din început și prin proiectul ăla european le-au dat voie să facă, nu rom prețul, că ăștia nu-s așa de treabă. Da, nu, dar... Da, e vorba de știu eu că m-am interesat. Da. Deci, punem la vot punctul 13, o să ne mai gândim probabil și noi cum proiect. Cred că ar motiva colectarea selectivă. Da, contribuie foarte mult la stabilirea contribuției și în general la prețurile care sunt aplicate. Și cetățeanul ar fi mai atent la acest lucru. Probabil că încetul și noi, și la nivel european se întâmplă lucrul ăsta, probabil că și noi la un anumit moment, cum a fost și cu apa și cu altceva, o să ne aliniem la chestia asta. Dar până acum avem disconfortul acestui contract care a fost așa cum a fost și nu a știut nimeni și nu vinovățim pe nimeni că asta este problema, așa a fost atunci. Eu nu vreau să dau vina pe nimeni, dar în momentul în care Moineștiu, Dărmăneștiu și cu încă nu știu care odată în proces și au câștigat chestia asta cu luatul la tonă, pe noi celelalte comuni din jur ne-au afectat. Ei au fost pentru că au mai puțin, dar noi dat la cântar. Pentru că știți foarte bine că înainte de a să lua chestia asta cu tonă, era așa, dădeam cam în jur de 180 de milioane, parcă era, nu cam așa, pe lună. 18.000. Cam așa, era 18.000 și acum am ajuns la un moment dat să dăm 500 de milioane. Deci după ce au fost aceste... Adică, nu, fiecare bine și-a cerut dreptul și-a făcut în instanță, dar vreau să spun că acest lucru nu ne-a avantajat pe noi comunile cu această decizie, chiar deloc. Da, mulțumesc. Suportă omul de rând, o să suportăm și noi ca și buget să ajutăm oamenii când avem altă șansă și soluție. Asta trăim, asta facem. Foarte bun, dar să știți că în comparație, bine, noi vorbim despre salariile care le avem aici. Dar în străinătate gunoiul este enorm. Deci este enorm. Deci să plătesc câte 10 milioane de persoane aproape pe an, câte 200 de euro. Deci este o enormitate să plătești gunoiul. Bine, vorbim de salariile lor și salariile noastre, da. Da. Vă spun că am cum să treacă. Partea aia la altă, da. E altceva. Da, mulțumesc. Deci dacă e clar, haideți să punem la vot punctul numărul 13. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți la nivelul UAT cu Mnapoduri pe anul 2020, inițiator primar al Budian. O să vă citesc încă o dată astea de pe 2019, să știți cât au fost. Au rămas aceleași, doar că există o modificare. Pentru Dacia Duster și Dacia Doctor au fost 450 de litri pe lună, de fiecare. Pentru Bulldo Excavator 800 de litri, pentru autobasculantă Volvo 800 de litri, pentru microbuzul școlar 350 de litri, pentru tractor 400 de litri, s-au pus în plus pentru freză, drujbă, moto, ocositoare și generator, s-au pus 300 de litri. Dar, ca și noutate, faptul că vine săptămâna viitoare
celălalt buldo-excavator, o să trebuiască să suplimentăm 800 de litri pentru buldo-excavatorul nou. Asta este noutatea de la aceste cantități. Mulțumesc. Cine este pentru? Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Miron Gheorghe, inițiator primar al Budienului. Aici e vorba despre de la Cornet, Nea Miron, este, care stă de la domnul Gâșcă, de la domnul consilier, undeva spre drumul ăla, tocmai sus. De la Bucșești, așa, cum mă uitam la... Nu, nu este. Da, la Bucșești, drumul ăla de la domnul Bâșcă, la deal, ultima carieră are el două, trei vaci acolo și nu are lumină și nici nu avem posibilitatea ca să putem să-i tragem, să stă într-un condiție improprie. Într-adevăr, l-am pus la ajutorul social pentru că își are și o vârstă și așa și e și singur și să cumpărăm un dintre ăsta de... Generator? Nu, generator are. Are el un generator, dar o să nu mai face față să pună... Un panou. Un panou dintre ăsta fotovoltaic, da. Și ajunge în jur de 8-9 milioane ca să pui să aibă cât de cât lumină. Și cred că... Pentru lumină, cred că e mai bun ca un generator. Generatorul, dacă îi bătrân, poți să... Consumă foarte mult, o zis, că el îi consumă mult și îi... Nu, e... Dacă... Eu am pus suma de 1000 de lei ca să putem să îi facem. Treaba asta, cine este pentru? Da, păi, doamne, trebuie să ai fără de la ora, în lumea asta, nu știu și n-ai lumină, nu-i ceva. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de muncă în cadrul beneficiarilor de ajutor social, conform legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, modificarea și completată ulterior, inițiator al grupului. Da, am să spun eu, uite cum. E planul de măsuri pe care îl votăm în fiecare an pentru cei de la ajutor social. Planul a fost pus la dispoziție, în ședința de comisie, am pus pe masă ca să vedeți fiecare. Câte ori trebuie să facă fiecare, ce... Da, ce trebuie să facă? În funcție de familie, că aici nu se pune doar în funcție de persoană, în funcție de familie, câți copii are, care sunt scutiți, care sunt bolnavi, care trebuie să vârstă 60. Eu vorbesc despre asta. Da. Să știe, în general. Am pus la strigi în vorba. La fiecare an avem. Deci să punem punctul numărul 16 la vot? Cine este pentru? Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea coeficienților de ierarhizare pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Podor, începând cu 1 ianuarie 2020, inițiator primar al Budeanu. Aveți acolo și o anexă pentru salarii și pentru indemnizații. Mihaela a spus care este suma pentru salarii funcționarilor publici. Așa cum a spus de acel, cum a spus de acel concurs care este, vedeți că pe timpul anului mai sunt cei care au vechime, cei care trec de la o treaptă la alta. Foarte multe lucruri n-am ce să spun aici. Fiecare există... Anexa o aveți la dispoziție. O să fie pusă și jos la... pentru a se vedea care este... Aveți acolo care ce mai important a primarului, a viceprimarului, care ar fi sus, care sunt coeficienții. Și acolo, uitați-vă că acolo sunt salariile, acolo sunt salariile brute. Da. Dar guard ce înseamnă? Femeia de servici. Tatiana. Poliția locală care este aici? Nu, dar nu poliția locală, e vorba de fiecare ce gradare. Noi, da. Consilier, depinde ce e. Unul este superior, unul este debutant, unul adică este asistent. Nu toată lumea are din poliția locală același salar.
Deci, pentru că ei se diferențiază și pentru faptul că au și normă de hrană, se diferențiază în funcție de vechime, în funcție de studii, ca și noi, de altfel. Toată lumea e consilier, fiind poliții, că noi. Hrană și uniformă, pare. Nu, nu. Acelea nu sunt la cheltuieli uniformă. Da, atât au. Vreau să spun un lucru, că probabil văd așa un fel de toate salariile care sunt și în funcție de cum sunt date salariile, să chiar muncești pentru ele și chiar sunt, credeți-mă, chiar să este muncă destulă. Nu să stăm primăria Puduri, poate mai avem momente de respiro, dar chiar și apropo de poliția locală, fac și acele noaptea, știți că se merge acum, fac și la școli, fac și cu 416, că dacă tot ați întrebat poliția locală, ar mai fi bine să mai avem cel puțin încă doi angajați cu poliția locală, ca fiecare sat să aibă, pe fiecare sat să fie exact cum e și la Berești, Aslău, știți că se pun în funcție de, la 1000 de locuitori, este vorba de un polițist local, iar fiecare sat să aibă polițistului local care să știe despre ce e vorba în satul respectiv. Deocamdată suntem așa cum suntem, mai ne mai trebuie cineva la urbanism, pentru că suntem în deficit de personal la urbanism. Vedeți că avem problema asta cu auditul și asta vor fi tot, cum ar veni, cea 460 sau cât o să fie ținitor de banii pentru salarii. S-au mărit salariile și la cei care sunt cu persoane cu handicap și cei care sunt însoțitori. Și de aici iar s-au mai mărit, s-au mărit un pic salariile. Nu se iau chiar niște sume exorbitante așa, cât cel puțin eu personal și pot să aud toată lumea, chiar nu sunt așa de mulțumită de salariul care le-au, pentru că se muncește foarte mult și zi și noapte și sunt și duminică și nu e așa mare mulțumirea din punctul meu de vedere. Cam asta e. Ar trebui să dea, mi-ar place să dea 10% din investițiile care sunt aduse de primar, să-i dea salariul primarului din investițiile care le aduci în comun. Cum a fost? Ce? Nu ar avea ce faci cu acea bani. N-ar avea, da, la 300 de miliarde, cam câți au fost aduși până acum în comun, așa, ca și vorbesc grosomodo, așa, ar trebui să iau 300 de milioane, da, na. Bucurie. Un punct într-o lege, nu știu amănunte, nu cunosc, în care normal la investiții, la 2-3 investiții, se ia 20%, nu știu din ce sumă. Din salar. Având în vedere acest spor de proiecte, salariul nu este unul foarte mic, nu este unul foarte mare. Adică vă referiți dacă scade sporul de proiecte. Da, cu tot cu sporul de proiecte, domnul. Acolo e cu sporul de proiecte, domnul, asistiți. Deci, plus 25%. Nu, aici este băgat. Astăzi și cu 300 de milioane nu îi plătit 100% ce se muncește. Am înțeles, Curtea de Conturi au găsit niște deficiențe în 2019. Foarte puține. Da, foarte puține. La care? În punctul ăsta, legat de 20% și s-a acordat 25%. Și nu, a fost vorba nu trebuie să vă faceți nicio grijă, că dacă a fost o greșeală din punctul ăsta de vedere, Curtea de Conturi Curtea de Conturi au sancționat, iar cei care au luat ceva în plus, astăzi plătesc și dau banii înapoi. Și ați dat înapoi? Eu am luat, nu a fost greșit nimic, nu vă faceți nicio grijă. Și legi. De exemplu, eu am greșit ceva, uite ca să vă spun așa ca și idei, și nu vă ceru nimeni dumneavoastră banii înapoi, când am pus să vă dăm 50 de milioane dumneavoastră, pentru că maxim era 20 de milioane. Am greșit atunci și ne-am rugat totuși la Curtea de Conturi să lăsăm să treacă așa, că am zis, domnule, e un consilier, asta a fost, s-a întâmplat atunci, adică n-am mai pus lucrul ăsta ca să vă dea înapoi și să vă luați și cu dobândă. Asta că trebuie să fim oameni, așa cred eu. Vă mulțumesc frumos dacă sunteți de acord cu aceste... Eu am întrebat și m-am văzut când m-ați repetat după aceea că am întrebat de poliția locală. Noi am mai aprobat aici și pentru vestimentații. Da. Și treaba o salarii cu vestimentația, domnule. Piste tot se întâmplă așa. Păi, și azi, de exemplu, am văzut polițiști care nu vin în uniforme. Ia să-i chem în pace să vedem. Poate e vorba despre... Dacă e vorba despre Ionuț, înseamnă că el a fost plecat cu cei pe drum, cu cei de la Urbi. Aș probabil s-a îmbrăcat mai gros dacă e vorba de Ionuț. Sunt zile
treci, că nu e... A, se trimit la poartă, la dumneavoastră, care face... vin la serviciu, domnul Grigorașu. Am văzut în locul unde un polițist prezintă neîmbrăcat în uniformă, îl trimite acasă. Putem? Da, putem. Haideți să trecem mai departe, că nu are nicio solarizare. Vă rog frumos. Deja e. Mariana, te rog frumos. Acum ai solarizarea, nu cumbrăcăm. 17, da. Cine este pentru? Și acolo sunt niște bani. Mulțumesc. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere al locuinței numărul 463 pe 28.2011 pe o perioadă de 10 ani a doamnei Popa Cristina, inițiator primar al Budiana. Da, este vorba de cererea doamnei Popa Cristina, care a depus la noi în prelungirea contractului. Pentru apartamentul pe care îl menține. Eu aș spune următorul lucru. Bine, acum ea spune 10 ani. Pentru că femeia... Noi nu am putut să-l dăm, că știți foarte bine că au fost probleme, doamna o cerut să-l cumperi și știți foarte bine câte probleme au fost și nu este un lucru, cum să zic eu, nu e un lucru atât de satisfăcător să stai tătă ziua că vine și ți-l ia, că vine și ți-l... S-au băgat niște bani acolo. Eu mă gândeam, sincer, chiar acum văzând asta, mă gândeam că ar trebui să-l punem pe o perioadă de 20 de ani și am terminat povestea. Că tot stăm așa și tot ne stă cineva cu săcurea deasupra capului tău. Eu propun pe o perioadă de 20 de ani, eu mi-asum asta, cine e de acord? Serios. Spune-mi la vot. O întrebare, da. Da. Și de obicei contractele astea de închiriere se fac pentru un an de zile cu... Prelungire. Prelungirea cu acordul părților, fără să mai fi nici un fel de probleme. Ba da, trebuie, acum deci, s-a schimbat, nu mai este așa. Nu vă dați seama, se... nu mai ceri. Nu, el a automat. Atâta timp cât face servici, doamna are dreptul să închirieze, ca să știți. Dar nu am spus că nu are dreptul. Dar nu, a spus că altfel se punea problema. Cu preînchiriere automat la fiecare an. Dacă nu la pensii, dar Cristina mai are. Cristina mai are cel puțin 10-15 ani. Da, și atunci ai contractul, are uzat. Da. Nu, dar ce așa era. Da, bine, n-am întrebat-o acum pe Cristina cât mai ai până la pensii, sincer. Dar cum o pentru 10 ani? Păi la pensii ce-o dat afară? După 10 ani? Da, cine știe ce-o mai fi? Da, da. La 10 ani? Cine nu-i ceva, nu țin ceva bătut în cui? Eu am spus chestia asta. Da, credem, apropo, am înțeles, e o problemă veche cu apartamentul, dar pentru că a adus modificări, să mă ierte Dumnezeu, eu dacă vreau să dorm pe pat mai bun sau dacă vreau să am ghiuvetă în casă, pun ghiuvetă. Deci, asta nu este o problemă. Nu a pus-o nimeni. E apartamentul, bine, e în stăcherii. Bine, n-am spus să stai niște condiții proprii. Am înțeles, nu spune nimeni. Intervine. Are o problemă. Dar haideți un pic să ne gândim așa, așa altfel. Nu faptul că neapărat acum e vorba de prietenie. Este totuși un cazul didactic care activează aici în comuna asta de atâția ani. Au trecut atâția generații pe mâna ei. Adică nu chiar vorbim așa numai că e cineva și hai să-i facem o hotărâre. Mai sunt care nu au locuinți în comuna Podor și nu mai au mari servicii și tot au apartamentul acolo și l-au cumpărat. Chiar sunt curioasă când s-au cumpărat apartamentele. Cine era? Prin vremea cui primar s-au cumpărat apartamentele și acum nu se mai pot cumpăra. Și pe perioada mea s-au cumpărat. Da? Era perioada Dar eu credem împotrivă să nu se închireze apartamente. Poți ieși și la piezi. Unde te poți să facă apart cineva din casă. Dar cine o scoate din casă? Hai să fim cinstit, trebuie să fie chiar... Mă referiam numai la termenul de închiriere. Am înțeles, domnul Dobrovăț, exact ce spun. Numai că s-au schimbat toate prostiile astea cu contractul. Era automat, eu fac acordul părților, dacă ieși în ciufel... Da, haideți că mai ar fost să facem din asta o întreagă dezbatere, că până la urmă, dacă trecem sau nu mai departe... Ne-am zis când domnul aici solicitat, au zis, condiția numărul 1, care a fost când s-au făcut investiții și... De-aia vrea să-l cumpere. Ei, de-aia. Ea stă acolo de atâția ani, domnul Grigoraș. Dar ce să spună femeie? Vrea să spună că vrea să plece, dar rămâne investiția? Dar cine este pentru 10 ani? Deci pentru 10 ani spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Totuși aș avea două cuvinte de spus. Felul cum am privit lucrul acesta către la solicitarea doamnei Popa Cristina, vă rog frumos, hai să privim și lucrurile la momentul în care va veni Părintele Corbu, să le privim cu acea asumare de risc, acea asumare de
pe cumva, nu știu cum să exprimă doamna primar, vis-a-vis de își asumă răspunderea pasilor de la 20 de ani, la Părintele Corvo nu zic 20, zic și eu acolo 5 ani, dacă e posibil. Și dânsul a lucrat în comună, a ieșit la pensie, spre considerentul doamna Papa Cristina și dânsa a fost salariată și dânsa va ieși la pensie și va cere acest solicitar după ce ieși la pensie. Eu vă mulțumesc. N-ați nicio treabă cu PSD-ul, domnul Grigoraș. V-am spus că dacă nu aveți, dacă aveți problemă de genul ăsta, vă rog frumos, eu știu că aruncați cu venin. Lăsați veninul pentru dumneavoastră când ieșiți afară și-l aruncați afară, vă rog. Da, domnul Vici, nu e nicio problemă pentru că ca drept dovadă, chiar dacă sunt la PSD și chiar dacă Părintele Corbu nu este... Dar să nu mai comuniști PSD, comuniți în general de caz. Da, domnul... E o prietenă apropiată mie, este foarte adevărat, numai vreau să spun că Părintele Corbu nu a plecat din comună și este... Da, dar îi se face pe un an. Da, pot să vină să vină cu... Dar trebuie să nu-i dăm celui pentru 10 ani. Da, eu am zis de 5, dacă se vede 10 ani. Eu tot nu poate zi. Anul ăsta s-a încheiat, am act adițional. În momentul în octombrie, când trebuie să reînnoiască, să da, exact. Nu cred că l-a dat cineva afară, sau i-a spus cineva ce fără. Eu țin minte. Haideți să trecem mai departe. Eu n-am spus-o nici cu o tentă politică. Nu, n-am vorbit, dar nu că de obicei... Și dacă greșesc în acest sens, nu greșiți cu nimic, așa putem să discutăm fără ce o problemă, dar tentele politice vin la parte și asta tot mă tosâc. La această problemă dăm de parte. Da, am înțeles. Tocmai asta am spus, că nu l-a dat nimeni acolo și acum poate să-i se deie și pe cincea, nu-i nicio problemă, nu a cerut. Nu, totul e la mâna dumneavoastră. Nu, e la mâna Consiliul Local. Proiect de hotărâre privind acordarea unor subvenții din bugetul local pentru Serviciul Local de Salubritate, inițiator primar al Budeana. Știți că plătim gunoiul și plătim și pentru cei care au dat și pentru cei care nu au dat. Acestea se numesc subvenții până când le putem recupera. Cu mică discuție vis-a-vis de această chestiune, să fim siguri dacă legea permite să facem aceste subvenții. Că la nivel de Consiliul Local aprobăm că trebuie să meargă să aceste, se treabă la gunoi. Dar dacă sunt reglementate prin lege și sunt bătute în cui când vine CC-ul să fim pe poziții, cea mai mare plăcere. Păcat că dăm bani pe gunoi în loc de asistă. De la ei cum o să recunoaștem? Anul trecut ați prezentat că în jur de 50% s-au plătit anul ăsta, cam cât s-au plătit? Nu aveam o statistică. Doamna contabilă, sigur are. Oricum, sumele sunt mari. Sumele foarte mari. Care se duc în deținut de gunoi. Ce-am putea face până la urmă? Să responsabilizăm. Ei măresc. Sunt care nu au plătit, nici nu au posibilitate deocamdată. Până îi recuperăm, trebuie să facem ceva. Că dacă noi se închide serviciul ăsta, deci o să rămânem cu noi în comună. Am înțeles. Și atunci câți bani pierdem noi ca autoritate locală? O să facă doamna contabil o estimare și o să ne comunice. Vis-a-vis de această chestie, implicarea noastră pe fiecare zonă să plătească gunoiul fiecare. Implicarea noastră ca virgulă consilier. Ăsta e ajutorul nostru. Sunt persoane din comună care sunt protejați și nu plătesc autoritatea. Sunt protejați. N-aș vrea să dau lume acum, dar dacă e cazul și mă acuzați, dacă mă acuzați, eu vă aduc persoane care este acuzat. Este protejat. Chiar vă rog, vreau să... Dar chiar vreau să fac și eu o persoană protejată care nu dă bani pe gunoi, fi protejată. Domnul, primit scris că nu... Și are venit. Mă gândeam că zic, deci, poate e bun. Persoana respectivă a primit scris că este scutită. Cine l-a scutit? Nu e scutită. Păi, protejat, înseamnă? Chiar dacă îl protejează, nu l-a scutit în viață.
Dar chiar sunt foarte curioasă cine e, pentru că nu s-a întâmplat, mai ales acum cu sesizări. S-a și exprimat. Câte sesizări s-au pus acum și câte s-au trimis la oameni și cât au mers și poliția locală și oamenii din primărie, cât au mers pe teren și le-au dat și le-au pus la fiecare în poartă. Și le-au pus să verifică acum. Deci chiar sunteți... Deci asta nu numai la salubritate. Sunt și alte cazuri. Da? În ceea ce vorbesc construcțiile, în ceea ce vorbesc amenajările. Da, mă rog, dacă dumneavoastră spuneți, eu o să știți că există diferite instituții. Le-am întâmplat în campanie electorală. Deci cetățeanul spune. Dacă e protejat de plătit cu noi. Haideți, domnul Starparu, haideți să vă rogăm, zis că nu discutăm despre campanie sau dacă aveți cazuri concrete, pentru că ați ridicat mingea la fel, ar vrea să veniți și să spuneți numele acestor persoane în fața tuturor. Eu n-am nimic împotriva. Da, deci eu sunt, dacă într-adevăr este cadrul legal și spunea și domnul Gheorghe să zic corect, trebuie să susținem așa, pentru cum putem să rămânem cu noi în comună, dar în schimb pentru cei care nu dau bani, o analiză foarte riguroasă, să vedem cei care au posibilități și nu dau, pentru că una să nu aibă posibilități și altul să poată. Și să nu vrea. Și nu vrea. Deci analizat foarte strict, la obiect, pentru persoană cu persoană. Dar odată ce dă cu noi, înseamnă că are posibilități. Dacă nu avem posibilități, n-ar face nici cu noi. Dacă mănânci acum balajul, acela nu-l mănânci. Cred că, da, ar trebui poliția locală sau care identificați fiecare și discutați. Înainte era, vinea cineva din sat, omea, și cerea impot. Păi, de exemplu, ce poți să-i fac? Acum nu mai vine nimeni. Deci nu eu mai dau gunoiul, nu eu mai dau gunoiul la persoana respectivă. Dar nu se supără el că nu e cum. Și ce putem să facem? Să deschidem casa, să deschidem loc. Nu. Primești ajutor social, ne-ai plătit gunoiul. Asta e ușor, că asta le-am recuperat, asta se știți. Sau alte bunuri. Dar ce poți să iau? Iau mașina, iau casa, ce putem să-i luăm? Haideți ca să vă spun eu un lucru, dacă îmi dați voi, pentru faza asta cu gunoi, pentru că și pe mine mă macină, că e normal, pentru că banii ăștia pe care am putea să-i folosim pentru un proiect sau pentru ceva, să duc pe acest lucru și nu este corect până la urmă. Dar nici nu este corect ca să încetăm a să mai lua gunoiul, pentru că este o problemă să lăsăm comuna fără să se mai ia gunoi, pentru că o parte, nu o parte, majoritatea s-au învățat că trebuie să vină să ia gunoiul. Dar pot să vă spun că s-au făcut foarte multe înștiințări și popriri și la firmele care sunt cu probleme și la oameni și pe rând în fiecare lună, cam așa, că sunt foarte mulți, în fiecare lună se fac aceste înștiințări, se fac popriri și pentru gunoi și pentru amenzi și pentru tot ce înseamnă impozit local. Bine, s-au făcut. Și până așa s-au recuperat din bani. Da, s-au făcut popriri pe pensii, pe salarii. S-au făcut și popriri pe pensii și pe salarii și peste tot unde n-au venit. Adică tot ce ține din noi, de partea legală care este la noi, acest lucru a mers mai departe. Okay. Deci să punem punctul numărul 19 la vot sau mai aveți discuții? Cine este pentru? Diverse. La diverse, domnul, am stat cu minte, n-am zis absolut nimic până acum. Îmi aprobați măcar 5 minute și mă ascultați. Tot să vă placă, ziceți că v-a plăcut. Dacă nu, altă dată nu mai vorbesc. Aveți cuvânt. Ieri toată ziua am lucrat la inventarierea dosarelor Comisie pentru Învățământ, Sănătate și așa mai departe, cam lung denumirea asta la Comisie. Astăzi am discutat cu colegii mei din comisie, am aprobat activitățile. Răsfoind ieri un ziar care l-am găsit pe masă aici la primărie, am dat peste un primar destoinic, personalitatea zilei Ioan Bujor, primarul Comunei Dofteana. Am citit pas cu pas tot acest interviu. Și aveți cuvântul meu de onoare, eu vă recomand să-l citiți și dumneavoastră. De asemenea, pe pagina a doua am văzut și mi-a umplut inima de bucurie să cunoaștem personalitățile județului Bacău. Prima este doamna primar de la Poduri, Diana Narcisa Albu. După aia urmează Gheorghe Baciu de la Slănic, Moldova, de asemenea
sper să nu greșesc, clopotarul, președintele Consiliului Comunal, sau cum se numește aici, Sândulen, și Vasile Lupu de la Păjor. Am stat și m-am gândit ce bine ar fi să discutăm, că în ianuarie poate nu ne-am întâlnit, să discutăm lucrurile care o să mă auziți. Adică, la cuvintele parcă sunt bobițe de aur presărate în sufletele noastre, era o discuție fiind țărâna ușoară cu preotul paroc Constantin Nemțeanu, care se ruga de domnul primar Dobrovăz să candideze la timpul respectiv la funcția de primar. Și spunea așa, printre care eram și eu pe acolo, să lăsăm ceva pentru urmașii noștri. Acest lucru l-am văzut și la domnul Dobrovăz, l-am văzut și la domnul Gheorghiță, l-am văzut cu vârf în desar și la doamna Diana. Acum, câteva lucruri bobițe de suflet vă spun de la fiecare din acești primari care i-ați auzit. E un lucru nemaipomenit când facem bilanțul muncii unui om. Și anume, îmi aduc aminte cu cât interes a bătut domnul Dobrovăț prin programul SAPAR să asfalteze Bucșești-Cornic, poduri Valea Șoșii. Talozarea și betonarea șanțurilor stradale. Construirea unui nou sediu al primăriei în care ne aflăm acum. Spuneam la colegii mei și domnul Grigoraș, consiliera Scorțeanu, fata mea de suflet, pentru că mi-a fost și elevă, am fost dirigite, zic, mă, băieții mei, hai să visăm frumos în locul primăriei vechi, s-o dăm jos și să construim un, cu un P plus 1, P plus 2, o primărie ce nu are nimeni din zona noastră, că se poate. Dar asta, un proiect pentru viitor. Sau respectiv, să nu mai încurcăm circulația pe aici, hai să facem un giro, un sens giratoriu micuț colo, mutăm Troița o leacă mai lângă primărie și facem un sens giratoriu, pentru că n-a venit ziua în care să bușească sau se pupe mașinile în această intersecție. De asemenea, dotarea primăriei vechi și a școlilor, toate școlile cu centrale termice. Asfaltarea drumurilor, poduri până la varianta pe la domnul viceprimar Troița Arsenie. Școala, asfaltarea drumurilor de la școala Brănești la Rusăiești până la pod. Pod peste Tazlău. Sală de sport de la Bucșești. Alimentarea cu apa comunei poduri. Drumuri comunale asfaltate sau balastate. Soluționarea cu bine a tuturor problemelor legate de inundațiile devastatoare din anul 2005. Înființarea serviciului de salubritate. Deșeurile au fost colectate la început, aduceți-vă aminte, cu tractorul cu remorcă. Ajutoare financiare acordate bisericilor, iluminat public și așa mai departe. O să spuneți dumneavoastră că domnul Gheorghiță Iscu, primarul nostru, a realizat și domnia sa pe bugetul care îl aveau la timpul respectiv multe lucruri, și anume iluminatul public, extindere la Dumitrești, în Prozești, la Pintilii Iscu Nicușoră Hăineală, la Popa Petrică, inginerul, doamna Cuculescu la Vale, Gabor Viorica, Cimbro Gheorghe pe fundătură, a realizat parcul de joacă de la școala Brănești, teren de sport la școala Poduri, gabionare Pârâu Brănești, amenajare, parcare, dispensar Poduri. A lucrat și a contribuit la realizarea monografiei Comune Poduri împreună cu profesoara Grigoraș Elena și colegii ce au contribuit la acea monografie a Comunei Poduri. Pod betonat în fața, în zona familiei Bucur Gheorghe, Valea Șoșii.
pod betonat la Brănești, gabionarea albii râului, stații de pompare cu extindere rețea dealul Bujorii, extindere rețea electrică și luminat public deal Bucșești și zona capă sat Bucșești spre Trescani, achiziționarea autoturism Duster, reabilitare drumuri prin balastare și compactare la bisericile Sfântul Ioan și Sfântul Nicolae. Șanțurile, bineînțeles, prevăzute cu rigole betonate. Reabilitare drumuri prin scarificare și compactare la Biserica Pogorârea Sfântului Duh la Valea Șoșii. De asemenea, spre bisericile Sfânta Cuvioasa Parascheva. De asemenea, asta și mai avem aici Sfinții Mihail și Gavril, Prozești până la Troiță. Balastare și compactare drumuri între satul Cernu și Bulen spre Românești, executat de Stratum Energy. La fel în zona familiei Costel Albu. La același lucru, balastare și compactare. Reabilitare prin betonare zona Cornitul Mare, în zona familiei Ftimii spre dealul Bujori și la Rom. Realizarea garajului auto, acoperirea grădiniței poduri cu un înveliș așa cum trebuie. Finalizarea termoizolarei la școlile Bucșești, poduri Brănești. Costume populare la Podureanca. Album ilustrativ documentar, mărturii de cultură populară tradițională și de patrimoniu național, Valea Tazlăului Sărat. Am rezolvat toate problemele legate de asistența socială, venit minim garantat, alocații, indemnizații, handicap, însoțitori de persoane cu handicap și multe altele. Și ajungând la doamna primar Diana, îmi vin în minte cuvintele frumoase ale fraților noștri de peste Prut. Razele soarelui ne îmbie să fim calzi, ospitalieri și cu mare bucurie în suflet. Am avut oaspeți de seamă pe frații noștri de peste Prut, primarul Caniei, localitatea Cania, Teodor Munteanu, primar oraș Cantemir Roman Ciubaciuc, vicepreședinte raion Cantemir Sergiu Butuc, care spuneau, și citez, un primar ca doamna Diana, sensibil, cu suflet, cu proiecte viabile și realizabile, greu se găsește. Domnia sa iubește florile, în care spunea tot colegii de peste Prut că florile sunt oglinda sufletului curat și blând. Iar doamna primar, în replică la colegii de peste Prut, spunea să învățăm să fim mai buni și că am reținut eu și un lucru nemaipomenit de actual, că politica este arta compromisului. Gospodarul bisericii știm că este preotul, a școlii directorul, dar gospodarii comune cine sunt? Primarul și viceprimarul. Iar gospodarul străzii unde locuim și a satului unde avem locuința noastră este consilierul local. Apoi, printre realizări, monitorizarea străzilor, nomenclatorul stradal 19.07.2018 cu denumirea și numerotarea locuințelor. Se continuă această activitate. Acest lucru cu monitorizarea și nomenclatorul stradal a fost propus prima dată de domnul consilier Grigoraș Vasile și de subsemnat. Un ajutor deosebit ne-a dat aici poliția locală. Apoi, Festivalul Podureanca, activitate culturală deosebită, cinste și felicitări doamnei primare educatoare Alina Muncilă, consilierilor PSD și salariaților primăriei și a poliției locale. Activități deosebite în cadrul școlii de vară, proiecte educaționale, programe de voluntariat, împreună cu preoții din parohii și cadrele didactice.
Aduceți-vă aminte ce activități frumoase, premierea cuplurilor și a persoanelor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în fiecare an. 31.08.2017 a fost, mi-am notat aici una din ele. Împreună, bineînțeles, cu ce are pensionar Moinești. Teme de interes public. Mulțumire doamnei primar, consilierilor Scorțeanu Marlena, asistenților social Iulia Cimbru, profesoare Alina Rusei și directorului Busuioc, tema de cea mai mare actualitate, drogurile cel mai nociv viciu. La activitate a participat și doamna primar. Și spunea domnul doctor Toma de la Bucșești în 27 martie 2018 că drogurile au proprietatea de a excita și de a inhiba organismul uman. Apoi, acordarea titlurilor de cetățean de onoare ai comunei. Mai întâi profesoarei Lupeș Cornelia, iar apoi doamnei profesoare Bujor Ofelia în 4 aprilie 2018, doamna Ofelia. Personalități sunt, dacă vreți, au fost și ieri și sunt și astăzi. Tare e bine să le cinstim și să le chemăm lângă noi să ne vorbească despre aceste lucruri. Mi-a plăcut enorm de mult, cred că și dumneavoastră, în anul ce s-a scurs, sărbătorirea copiilor ce au împlinit 18 ani, acelor cu 9 și 10 la bacaloria și la evaluarea națională. Apoi, conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem al Comunei Poduri, generalul Nicolae Șova, în 25.10.2018. Un gest de o mare onoare și familiei generalului Șova. Și sunteți curioși, asta ca să vă mai destind o leacă, când am analizat în 2017 și am aprobat bugetul, în 31 martie 2017. În 2018, pe 19 februarie, în 2019, da, în 2 aprilie și astăzi 10 februarie 2020, bugetul pentru care am fost astăzi cu toții martori. Apoi, nu mai spun de extinderi de apă, extindere rețea iluminat, parcare primărie, reabilitarea monumentelor de la primărie, placă comemorativă 600 de ani de existență a Comunei Poduri, reabilitare termică grădinița Poduri, cămin cultural Cernu, reabilitare, modernizare și dotare. De asemenea, tot la fel ce străpunge sufletul câteodată, flori și lacrimi pentru majestatea sa, regele Mihai I a României, în decembrie 2017. Modernizare infrastructură rutieră. N-a rămas loc din comună să nu fie analizat, să nu fie pus pe hârtie și reabilitat. Dar cu încetişorul cred că o să ajungem ca toate colțurile comune să arate frumos. Apoi proiectul în derulare, Muzeul Podurean. Sper să se realizeze și acest lucru ar fi ceva nemaipomenit pentru Comuna Podurean. Covor asfaltic și marcaje pe DG 117. Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale. Eficientizarea consumului de energie termică prin folosirea energiei geotermale la clădirile publice din Comuna Poduri, folosirea ventiloconvectorilor. Adică apa, cu cât se mai adânc, are o anumită temperatură. Convectorii aceștia o iau cantitate de apă, încălzesc aerul care prin ventilație ajunge în încăperea respectivă sau în școală sau primărie. Cât de frumoase au fost dezbaterile legate de stema și sigiliul Comunei Poduri în 25.10.2018. Apoi centenarul Marii Uniri.
apoi e o ambianță plăcută la sărbătorile de Crăciun și Anul Nou cu corul Liceului Moinești, cu Gabriela Bia la comanda dirijorală. 6 secole de istorie și existență, o activitate ce nu o pot uita niciodată, vizionarea filmului document despre ce a fost, ce este și mi-ar place să privim frumos în viitor ce va fi în viitor Comuna Podor, cu alocuțiuni, secretarul de stat, senator, deputați, domnul Miron Alexandru Smarandache, profesor dr. Mareș de la Muzeul Bucovinei Suceava, domnul dr. Cotărleț, managerul Spitalului Moinești, actorul Cornel Palade, fiu al Comunei Poduri, Sava Sorin, consilier județean. Și mai am destule pe aici, cu extinderea de rețea electrică de distribuție publică 0,4 kV lumina public Făgădău, în 31.07.2019 aprobat, și întâlnire cu părintele profesor Constantin Necula, o activitate reușită. Doamna primar și domnul primar care a fost în această comună Poduri, mă adresez și domnilor viceprimar, au muncit toți au muncit. Într-o activitate viitoare am să vă vorbesc de primare de început ai democrației de la Revoluție încoace. Inginerul Starparu, Ionel, domnul profesor și scriitor în același timp Jean Iscu, domnul consilier Grigoraș Vasile, domnul Virgilică Balaban, toți și-au adus contribuția. Și prețuiesc enorm de mult cuvintele părintelui Scorțeanu, părintelui, pardon, Nemțeanu, să lăsăm ceva pentru eternitate, pentru urmașii noștri. La 11. Am întrebat ședința din Consiliu la 11, a zis, și la 11. Două probleme, dacă la diverse. Un semn de circulație la Valea Șoșe aici a fost odată un stop, da, să cedează trecerea, nu mai este, a stat un mulțime de timp. Este notat să dă comandă de semn. Și tot aici, în tot centru, de la școală, în ființa magazinului ăsta nou, ar trebui îndesite coșurile de hârtie. Toată ziua de hârtie pe aici. Deci mult mai des, și copiii de la școală și mai... Deci se pot îndesi. Tot centru. Legat de indicatorul stop, urmează să vină și o să se monteze până atunci posesorii de permis care nu cunosc regulile de circulație să dea foc la permis. Domne, este... Dacă nu, atunci când fac văninunii, răspund. Când majori oameni, poți răspunde. Corect. Fiecare știe ce are de făcut în intersecție. Legea spune destul de clar. Ce se întâmplă? Dar semnul unui dispozitiv. L-a furat? N-a fost semn de stop aici, la intersecția asta. Sigur a fost. Deci, eu spun, n-a fost semn de stop. Legea rutieră răspunde destul de clar. Acolo unde lipsește indicatorul rutier, nu există indicator rutier, conducătorul auto respectă regulile de circulație. În spețe, drumul județean este drum cu prioritate, cel care iasă de pe un drum lăturalnic acordă prioritate pentru cel care iasă. Dar de unde știe unul cu drumul județean? Pentru că legislația rutieră spune așa. În momentul când ieși de pe un drum adiacent, acord prioritate. De unde știu eu dacă vin de aici, trebuie să fac prioritate de ăla. Când iasă de la Marea Șoșe. A venit la o mașină cu materiale și a luat-o încolo. O oprit de la vară din magazinul meu. Da, o să supună să ia lucrurile. O să supună să ia lucrurile. Am notat în mai multe zone din comună. Să dea comandă de semn. O să spune acum 2 luni. În luna octombrie, eu am semnalat, dacă vă aduceți aminte, că semnul de acolo a dispărut. Nu că nu a fost el. Dar cum s-a fost el? Cum s-a fost el? Nu a fost. Haideți ca să vă spun despre ce este vorba, pentru că eu am circulat aici ani de zile. N-a fost semnul de stop, a fost semnul de oprire intensivă. Semn de oprire intensivă și acum 4 ani. Stop a fost. Stop. Oprire intensivă a fost și dacă aș găsi, să găsesc o,
să găsesc undeva o filmare, ceva ca să vă arăt, pentru că dacă eu am mers, domnul Ilean, dar m-am venit de acolo, a fost stop. Nu a fost indicator de stop, e oprirea interzisă, o opus în 2014. Asta pentru că, adică vorbesc doi contători care... Oprirea interzisă s-a mutat în 2014 pentru cei care îmi fac propas. Când a fost o amenajare, acolo a fost o... Bun, haideți să trecem, vezi că n-are rost să... Deci urmează stop aici. Domnul Sarpar, urmează ca la toate intersecțiile, am vorbit și cu domnul profesor Bia săptămâna trecută, la toate intersecțiile unii este necesar montarea indicatoarelor de stop, s-au dat comandă de indicatoare, urmează să le montăm. Pe drumurile comunale, ce aparțin drum comunal, ci exact. Deja nu... Da, exact, nu, pentru că n-am memorie. Și așa aici, pe nici ceva de metri, se arăt pe drum prioritate asta. Aici, nu știi, drumul județean, dar ce nu? Dar nu se, deci când vine mașina, nu știi, toată ori în stânga, ori în lea. Toată lumea are intenția voia tot înainte. Așa e. Dar multe, din mulți am... Din mulți ori v-am văzut. Unii sunt, da, stânga, dar nu vă vorbesc pe ce. O altă problemă la domnul... Sesizarea privind transportul public, microbuzele, care au venit respectat programul. Ce răspuns are? Nu se poate. Răspunsul nu se poate. Nu-i rentabil pentru ea. Nu mai știu, deci nu... Nu, nu, nu-i rentabil. A fost scris și la... A fost făcut scris și la Consiliul Județean. Am mers și am și discutat. Acum, o să vă dau și un răspuns după final. Altcineva? Domnul Bia. Da. Domnul profesor Bia, vă mulțumesc sau poate pot să zic că vă mulțumim pentru ceea ce ați relatat dumneavoastră cu privire la realizările de la domnul Dorovăț până la doamna Diana. Cu o mică precizare, proiectele, parcul de joacă a fost inițiat de domnul Dobrovăț și betonul de la Rom și a fost executat pe perioada noastră. Și totuși, aș pune o întrebare, poate ne răspundeți cumva, aici de-abia intervine politicul, vis-a-vis de faptul că agrezi o anumită formațiune politică și o susții, faptul de a fi ajutat sau nu trebuie să intervină? Răspunsul e pe loc. În campanie electorală suntem de la PSD, suntem de la PNL, suntem de la ALDE. Eu nu consider că în Comuna Poduri avem UDMR, cum de altfel am avut voturi pentru UDMR. N-avem de la plus, să mai numesc, nici n-am învățat terminologia partidelor. Eu așa știu că avem PSD, avem PNL și avem nou înființatul partid. Cu domnul Dobrovăț era președinte la partid și la inițiativa lui Viorel Ilie, senatorul nostru din Poduri, adică formațiunea ALDE. Ce va fi pe viitor, nimeni nu știe. Dar în sufletul și în creierul meu este următorul lucru. După ce s-au terminat alegerile, s-au ales Consiliul Local, s-a ales primarul, viceprimarul și așa mai departe, nu mai aparținem niciunui partid, doar când ne ducem la ședințele din afara comunei, ci suntem înscriși în Partidul Podurenilor, în Partidul Oamenilor din Comuna Poduri. Suntem în slujba cetățenilor Comunei Poduri. Deci la ora actuală eu mă consider din acest partid al Podurenilor și lupt de răsputeri alături de doamna Diana, de toți colegii mei, consilier local, de domnul viceprimar, pentru bunăstarea cetățenilor din Comuna Poduri. Să avem o comună frumoasă, toată lumea să spună bravo Podurenilor, că altădată le spunea bravo Găzărilor din Poduri, pentru că erau cu cai cei mai frumoși și aveau și bani la tișchirea, cum zic ei, la cingătoare, la chimira aici, aveau bani suficienți. E adevărat că le mai plăcea și băutura. Dar băutura alătura de muncă conta enorm.
Deci, domnul viceprimar, eu consider că trebuie să existe o ambianță desăvârșită pe legislatura 4-5 ani de zile cât stăm împreună cu câștigătorul a unei formațiuni politice. Dar au câștigat pădurenii mult, mult pentru efortul domnului Dobrovăț, a dumneavoastră, a domnului Vasilică Grigoraș, a domnului Verginică și acum o inimoasă primăriță ce vrea să facă din comuna Podul o comună fruntașă în județul Bacău. Acum vă mulțumesc eu. Dar nu o să mai, continui. Cred că este de ajuns. Când s-a discutat astăzi, am chemat băieții ca să vedeți că sunt îmbrăcați care erau. Și erau aici. Ionuț este într-adevăr pe drum și nu este îmbrăcat astăzi pentru că este plecat cu cei de la Urbio și probabil că și-a luat hainele mai groase pentru că e fric. Cristi este și el îmbrăcat, dar este plecat undeva pe teren. Vă mulțumesc frumos pentru ședința de astăzi. Da. Le dau un moment să fac o poză cu voi. Da, la urmă. Vă rog. E foarte bine că au venit cei doi polițiști locali îmbrăcați în uniforme. Am întâlnit, chiar astăzi am întâlnit unul și l-am salutat. Dar cine era? Că-l cunoașteți. Ne îmbrăcat în uniform. Dar e bine că au venit dânsi și doi aici, care sunt de față, că nu e bine să discut cu cel care nu e aici de față. Am înțeles. Ei, și le pun întrebarea. Ultima zi din 2019 erau în uniformă când ne-am întâlnit pe strada aici. Haideți, așa ca chestii, nu. Vă rog frumos, dacă vreți să... Sincer, aceste întrebări... Deci amândoi traversau pe la... Haideți un pic... Așa și eu traversam pe de magazin. Da. Haideți să vă spun eu un pic cum stă treaba. Nu cred că mai știi cineva cum era îmbrăcat data de... Numai dumneavoastră sunteți o capacitate și puteți să țineți minte cum era îmbrăcat unul și cum era îmbrăcat celălalt. Ia uitați, eu ca femeie nu prea mă îmbrac nici cu ce vin îmbrăcat vicile, nici cu ce vin îmbrăcat nu știu cine, pentru că chiar nu ține de proiectele Comunei Poduri, credeți. Vreți să vă spun pe ce dată ați promis în ședința, prima ședință când ați dar dumneavoastră sunteți o enciclopedie, ca să vă convingeți că nu chiar așa de redus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru ședință.